vecilor. Și tu, prorocule, fiul acelui preanalt, te vei chema. De ajuns să-ți este ție mărturia Domnului. Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul este înscrisă în literatura Vechiului Testament și în Evanghelia Noului Testament prin două mari puteri. Puterea prorocească, prin faptul că El este Cel ce arată lumii pe Hristos, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, și tot El este Cel ce moare pentru cuvântul și învățătura Evangheliei lui Hristos, atunci când condamnă cu tărie și cu putere toată lucrarea nedreaptă și mizerabilă a fiului lui Irod cel Mare, care ia de soție pe nevasta lui fratesul, a lui Filip, și îi spune, nu se cade ție să iei pe nevasta fratelui tău, Filip, drept pentru care plătește cu decapitarea în temnița din palatul din Sevastia, când Salomea și Irodiada, în plină uneltire de cârdășie, nu cer jumătate din împărăție, cum ar fi vrut Irod să dea, ci preferă din răutatea feminină și din răzbunarea dușmănească, că au fost umilite de acest mare proroc, capul lui Ioan Botezătorul. Am trecut așa în linie dreaptă ca să înțelegeți că vorbim de isihastul, de născutul mai presus de putere și lucrare dumnezeiască, de misticul și pusnicul absolut, de omul adevărului, de mărturisitorul și de prorocitorul lui, cuvântului lui Dumnezeu, și de martirul care moare pentru ceea ce mărturisește, pentru ceea ce prorocește și pentru ceea ce împlinește. Pe drept cuvânt, Sfântul Ioan Botezătorul este numit cheia celor două testamente sau pecetea celor două testamente. Cu el se încheie Vechiul Testament, cu el se începe Noul Testament. Pentru a ști două, trei idei despre Ioan Botezătorul, trebuie să știți că părinții Zaharia și Elisabeta au avut această binecuvântare de a avea prunci, la fel ca și Ioachim și Ana, la vârstă înaintată, când Zaharia, fiind de rând la templu și i s-a arătat îngerul și i-a spus că va avea un fiu sandoit, a rămas mut. Tocmai de aceea se pare că inclusiv și Iosif Logodnicul n-a știut nimic despre nașterea lui Iisus până ce nu i-a pus numele Iisus, pentru nu a trece prin aceeași încercare, pentru că misiunea lui era alta, de ocrotirea Fecioarei Maria. Zaharia stă mut până se naște pruncul, iar când scrie numele, îi se dezleagă numele. Insistența lui Zaharia asupra lucrării mai presus de fire este aceasta, că se legitimează. Eu sunt bătrân. N-a folosit termenul că nu mai sunt, din punct de vedere endocrin, capabil de a zămisli un prunc. Sunt trecut cu vârsta, adică vremea biologică trupească s-a dus. Dar Elisabeta este și ea stearpă și în vârstă și trecută cu ani, adică de vremea când poate să rodească. Și totuși, din lucrarea lui Dumnezeu, cei doi l-au zămislit pe Ioan Botezătorul și iată-l, de data aceasta, născut în aceeași vreme cu Iisus Hristos, diferență de câteva luni, trei luni, și în același timp, în timp ce Maica Domnului fuge cu pruncul în Egipt, Elisabeta fuge cu pruncul în muntele Iudeii, la Even Sapir, în dealul viilor, unde aveau pământ și erau și niște izvoare, și în momentul când ostașii vin la templu și îl întreabă pe Zaharia mâniosul, și unde este copilul tău? De vreme ce sunt de săptămână la templu, n-am de unde să știu. Și atunci poruncesc și îi se taie capul între templu și altar. Cu Zaharia se încheie numărul prorocilor, iar Ioan Botezătorul pecetuiește prorocia
Iar Apostolul Pavel și Ioan Gură de Aur ne spun, prorociile au încetat. Și o să spuneți, cum adică? Sunt atâția sfinți părinți care prorocesc. Da, prorocesc semne și momente trecătoare a evenimentelor care vin sau se succed în mod istoric sau cronologic. Nu prorocesc altceva decât au prorocit prorocii Vechiului Testament sau mari și micii proroci ai Vechiului Testament. Mesianitatea lui Iisus Hristos, zămislirea din Fecioară, nașterea din Fecioară, mântuirea lumii, biruirea morții, biruirea iadului, învierea cea veșnică, viața cea de apoi, împărăția lui Dumnezeu și împăcarea cu Dumnezeu. Deci se numesc prorocii lăturalnice. În momentul în care ostașii se duc la casa lui Zaharia și o găsesc goală, Elisabeta de mult era pe cărările muntelui. Probabil știind și de alte cărări, cum este dintre Megești, nu știi pe unde poate fi Elisabeta lui Zaharia, păi să nu fie în deal la vii, s-au luat după ea și văzând că vin ostașii, ea fiind femeie în vârstă cu un copil în brațe, a strigat, munte, deschide-te și înghite pe prunc și pe muma lui. Și s-a făcut o peșteră în stâncă, a intrat acolo, peștera s-a închis, a crescut un izvor, un finic, ne arată Simeon Metafrastul, Elisabeta s-a hrănit din acel finic și a băut apă din izvor, alătându-l pe Ioan Botezătorul un an de zile. Apoi a fost hrănit mai departe de îngeri cu mană din cer. În momentul în care Ioan crește, la un an de zile Elisabeta moare, este îngropată de înger la 200-300 de metri mai sus, există o mică capelă simbolică unde ar fi fost mormântul Sfintei Elisabeta, pentru că nu se știu prea multe detalii. Și în felul acesta Ioan Botezătorul rămâne în seama îngerilor și învață tainele dumnezeiești și mai presus de fire. De aceea în Filocalia 4 spune așa, că atunci când vrei să înțelegi dacă ești bun de preot, trebuie să fii curat și sfânt ca Ioan Botezătorul. Deci iată ce lucrare înaltă prevede înălțimea lucrării preoției, pentru că Ioan Botezătorul primește această putere ca și un preot de a pune mâna în creștetul stăpânului și de a-l boteza în Iordan. Deși el se scuză și spune lui Hristos, nu sunt eu vrednic să-ți dezleg cureaua încălțămintei, nu sunt eu vrednic să te botez pe tine, eu am nevoie de botezul tău. Și Hristos îi spune, lasă aceasta, eu știu, tu împlinește legea, adică să nu călcăm legea cea veche, spală-mă cu apă. Dar, de fapt, în momentul în care Iisus intră în Iordan, se petrec trei taine deodată. Apa primește putere de viață, de aceea îi se și spune gheazmă mare, așa cum o folosim noi când o sfințim și o consumăm. Nu mai are putere stricăcioasă niciodată, precum apa Iordanului și în zilele noastre. Deci dacă luați apă din Iordan într-o sticlă, cei care ați fost la Ierusalim și o lăsați acasă și după un an și după doi și după trei, ea este la fel de limpede și are același gust bun ca și cum ar fi astăzi luată, pentru că ea tot timpul își păstrează particularitatea ca de aghiazmă. 2. Apa se întoarce înapoi în mersul râului, arătând că se biruiește rânduiala firii. De ce? Făcând alegoria pe care o spun Sfinții Părinți mai vechi, Iordanul înseamnă viață, are trei izvoare. Izvorăște undeva în muntele Hermonului. O parte din cantitățile uriașe de apă din râul Iordan se acumulează din zăpezile Hermonului și din ploile îndelungi ale iernii, pentru că în Ierusalim nu este zonă de ninți foarte rar, doar vârfurile cele mai înalte. Și acele cantități de apă care se topesc țin Iordanul învolburat sau mare sau tulbure câteodată,
Dar El este și singura sursă de apă vie între granița Israel și țările arabice. Pe de o parte, El întâi se varsă în Marea Galilei și de acolo pleacă în Marea Moartă, arătându-ne simbolic că omul pleacă de la viață spre moarte și singur alege căderea și moartea veșnică, iar când Hristos intră în apele Iordanului, sensul vieții se schimbă. Tu ne-ai mutat din moarte la viață, deci apa o ia înapoi pe susul albei, înapoi spre viață, adică spre cer, la munți suflete, că de acolo vine mântuirea, și de pe pământ la cer. De aceea cerurile se deschid, primesc și ele putere prin Duhul Sfânt, sunt curățite. Este curățit văzduhul de demoni ca să poată răsuna glasul Tatălui din cer: acesta e Fiul meu iubit întru care am binevoit. Martor fiind singurul și unicul profet și mistic văzător de Dumnezeu, nu văzătorii de azi care nu văd nimic, dar lor li se pare că văd și spun altora că văd, cine îl vede pe Dumnezeu nu spune nimănui că îl vede, și cine îl vede pe Dumnezeu are atâta smerenie încât nu va spune niciodată că îl vede,